doamnelor și domnilor, scandal cu împușcături într-o localitate din județul Suceava. Un polițist a fost înjunghiat în timpul misiunii, un individ înarmat cu două cuțite și-a tăiat bunicul, iar mai apoi a atacat pe oamenii legii. Alina Iosif, colega mea, vine cu detalii de ultima oră. Te ascultăm, Alina. Bun găsit. Incidentul s-a petrecut în urmă cu puțin timp în localitatea suceveană Bosanci. Un tânăr de 32 de ani s-a certat cu bunicul său. Acesta a venit, s-a întors de la muncă din Anglia în această vară și locuiește împreună cu bătrânul de 87 de ani. Numai că cei doi s-au luat la ceartă în această după amiază, iar bătrânul a sunat speriat la 112. La fața locului au ajuns polițiștii care au vrut să aplaneze conflictul în timp ce oamenii legii vorbeau în fața casei cu bătrânul. A ieșit tânărul din casă, înarmat cu două cuțite și a început să lovească la întâmplare. Bătrânul a fost foarte grav rănit, este resuscitat la acest moment, iar unul dintre polițiștii de la fața locului, un polițist de 26 de ani, a fost și el rănit și are acum nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii se află acum la fața locului și ridică probe.